Timp de o săptămână, elevi din Pericei participă la o tabără în Croația. Această tabără este un premiu după ce ei s-au remarcat la un concurs european. Periplul elevilor de la școala gimnazială Pericei a început în data de 16 august și se va încheia în data de 23. Este vorba despre o tabără ecologică ce se desfășoară în localitatea Basca Voda din Croația. Participă la această tabără 9 elevi și 3 cadre didactice de la școala gimnazială numărul 1 Pericei, însă mai sunt și elevi de la școala Vârșol și de la școala maghiară din Șimleu Silvaniei, însoțiți și aceștia la rândul lor de profesori. Reamintim că școala gimnazială numărul 1 Pericei a obținut recent premiul întâi la nivel național și european pentru proiectul Porți deschise, Porți verzi pentru salvarea planetei, premiul fiind o tabără de 8 zile în Croația pe malul Mării Adriatice.